Vă mulțumim că ați ieșit la vot, că v-ați exprimat alegerea pentru cei care vor face ca vocea Moldovei să fie auzită în Parlamentul European. Am fost mulți și exemplari. Am fost 56.714 cei mai activi alegători din afara României, ceea ce reprezintă o creștere de 50% față de precedentele alegeri europene. Am fost activi în toată țara. Chișinău, Orhei, Ungheni, Călăraș, Florești, Hâncești, Cahul și multe, multe alte localități. Prin votul exprimat ieri, Republica Moldova intră pe harta electorală a Europei și a României. Moldovenii și de această dată au demonstrat că sunt europeni și le pasă de marea familie europeană. Prin votul exprimat, am arătat maturitate, spunând nu extremismului politic și populismului și că Moldova crede în democrație. Felicitări Partidului Național Liberal pentru rezultatele obținute în Republica Moldova, dar și în România. În Republica Moldova, peste 55% din cei care au votat au ales lista comună din care au făcut parte candidații Partidului Național Liberal. Astfel, datorită votului exprimat ieri, vom avea în Parlamentul European deputați care vor negocia de la egal la egal cu colegii din Parlament pentru a obține mai multe lucruri bune pentru Moldova, România și pentru întreaga Europa. Această prezență este un argument puternic pentru toată Europa că oamenii din Moldova au un cuvânt de spus privind direcția către care merge Uniunea Europeană. Felicitări pentru rezultatele obținute celui mai mare grup politic din Parlamentul European, Partidul Popular European, din care face parte atât Partidul Acțiune și Solidaritate, cât și Partidul Național Liberal. Împreună cu așa aliați puternici, vom munci ca în anul 2024 să învingă democrația, iar democrația se apără prin vot, ceea ce am făcut la alegerile locale, la alegerile europarlamentare și ceea ce vom face pe 20 octombrie anul acesta. Vom demonstra, ca de fiecare dată, că vocea noastră este puternică, că suntem europeni și că ne pasă de viitor. De aceea noi, Partidul Acțiune și Solidaritate, vom continua să mergem din casă în casă, din poartă în poartă, pentru a le vorbi oamenilor din întreaga țară despre beneficiile de a face parte din marea familie europeană. Această familie europeană ne va asigura pacea, bunăstarea și ne va ajuta să ne păstrăm tradițiile. Vom continua să muncim împreună cu Partidul Național Liberal, Partidul Popular European, pentru a construi o Moldovă puternică, o țară vecină ca România puternică și, desigur, o Uniune Europeană puternică. Vă mulțumim! Un rezultat direct. Mi-amintesc că conferința noastră în ajunul alegerilor europarlamentare, în care am spus că coincidența sau consecutivitatea acestor evenimente în contextul deciziei pe care noi cu toți o așteptăm din 25-26 iunie este una foarte norocoasă, aș spune eu. Da? Pentru că noi am avut ocazia, prin dublarea participării cetățenilor europeni din Republica Moldova la alegerile europarlamentare, să punctăm încă o dată că nouă ne pasă, noi dorim să participăm în procesul de luare a decizii la nivel european și noi am demonstrat lucrul ăsta. Sigur, prezența eurodeputaților români de la sine ne vorbește despre, deja despre un suport masiv de care o să beneficiem,
familia politică din care facem noi parte, la fel, avem toată susținerea. Eu sunt sigur că, dincolo de decizia politică pe care o așteptăm, suntem în preajma unor decizii foarte bune pentru Republica Moldova. Deci, pe această cale, îi mulțumesc pe toți care au găsit timp și au făcut-o într-un număr exemplar, duminică, și au mers, au votat în sate, în orașe, și cei de peste cotare, din alte țări. Toți avem rude, toți i-am contactat, i-am rugat, i-am încurajat și bravo! Bravo! Cred că din afara României noi suntem cei mai exemplari. Noi dăm tonalitatea și asta e un lucru de apreciat și felicitări tuturor. Domnule Idros, cine l-a meritat pe Gorka în funcție de șef al statului major din Palatul Național? Socialiștii afirmă că atunci era guvernul condus de către doamna Sandu, iar Pavel Voicod, de atunci era ministru la Bărâi, susține că el a selectat această candidatură, dar erau trei candidați, iar această candidatură i-a oferit-o atunci blocul acum era. Nu, el vine pe filiera socialiștilor. El vine pe filiera, din câte mi-amintesc eu, Dodon, Voicu, eu familie, să nu spun alt cuvânt. Da, organizații. De acolo vine și de acolo și apucăturile astea, ați văzut. Pisica blândă, așa cât de tăcut și mai că nu-i auzei vocea. Eu încercam să-mi aduc aminte că cum vorbea el și, sincer, nu mi-am amintit niciodată să-l aud în public vorbind. Dar, da, e filiera asta și afinitățile vin din zona aia, pro-Kremlin. Nu i-am înaintat. Domnul Voicu are probleme de memorie. Eu îi spun că e din, să nu spună cuvântul cu litera B, da, dar e din organizația lor. De acolo vine. Da, aveți un problem. Mersi, mult succes. Bravo, colegi. Vă rog.